Ne apropiem de finalul acestei discuții despre fitness și culturism cu doi campioni și vreau să întreb, nu știu, tinerii de acum mai fac sport așa cum se făcea mai demult? Ora de educație fizică din școli mai e cum era? Știi, adică, nu știu, fenomenul ăsta de sport în momentul ăsta e ok sau nu? Ce părere ai, domnul? Nu este ok deloc. De ce nu? Vin copiii la mine la sală, din fericire mai vin, care ori sunt foarte slabi, ori sunt obezi. Și vezi și copiii din ăștia care stau mult la calculator, sedentar, da, nu se mișcă, da. E, știi? Și în sfârșit văd câțiva părinți care s-au trezit și trimit la sală. Sau efectiv copilul îl aduce pe prietenul sau pe colegul de clasă să vină și el, pentru că simte nevoia probabil sau vede de progresul. Da. Că vine după jumătate de an copilul deja când merge la școală și vede prietenul său că e... Observi așa oamenii după ce se transformă fizic, știi, slăbesc, să spunem, nu? Un copil din ăsta obez care slăbește câteva zeci de kilograme, observ, se simte mai bine și psihic, așa să fie mai curajoși, mai deschiși, mai încrezători. Am avut unul de 135 de kg la 27 de ani. Într-un an de zile s-a ținut de regim și de sală, a slăbit 50 de kg. Și s-a schimbat și psihologic? Evident, era fericit omul. Mm-hmm. Laura, apropo de celebrul proverb, crezi că sportul poate ajuta un om și intelectual să prelucreze mai bine niște informații, poate chiar să crească performanța la învățat? Tu ești studentă. Da. Faptul că faci sport te ajută să înveți mai bine sau din contra? Absolut, da. În ce fel se întâmplă asta? Cum? Bine, eu de exemplu fac facultatea de sport și atunci, bineînțeles, făcând sport, percep mult mai bine ceea ce oarecum vrea să transmit acolo, anumite exerciții. Față de o persoană care n-a făcut sport niciodată, e mult mai greu. Și în probele practice și în cele scrise. Deci se simte diferența. Mă gândesc la o întrebare așa poate mai delicată. Acum nu se supărime dacă nu răspunzi. Ți-e teamă de perioada aia în care vei, să spunem, vei fi însărcinată și îți vei pierde un pic forma? Te gândești la asta? Am și spus că și atunci o să merg la sală. Și atunci ori o să merg la ore de pilates, ori de yoga, ori ceva. Dar pe oricum asta ajută. Știi că am văzut câteva femei care au fost destul de supărate, să spunem, că au luat în greutate și după asta a durat un timp până și-au revenit. Poate să fie pentru femei normal, un stres acolo. Dar când te gândești la copilul ăla, oarecum parcă nici mai contează încă 10-15 kg că le dai după aia jos. La 83 de ani o să te mai găsim la sala ta acolo? Sper să nu mă mut cu sala de acolo. Dar putea opri ceva să mergi mai departe? Tu ai avut accidentări, îmbolnăviri. Acum știi, cu vârsta mai vin niște probleme. Sigur, dar nu am avut la sportul ăsta. Am jucat tenis de câmp pe teren de bitum și am făcut ruptură de tendon achilian. Știi că mi se pare, poate nu știu, unii oameni care sunt începători, să spunem, știi, e un sport cu niște greutăți. Se întâmplă accidente des, unii mai neatenți? Primul lucru pe care îl învăț în sală, să te încălzești bine și să faci să lucrezi progresiv cu greutățile și așa mai departe. Accident grav în sală niciodată n-am avut. Laura, supraantrenamentul e o problemă mare pentru sportivii de fitness să meargă dincolo de un punct? Tentat să câștige neapărat concursul, etc. Poate să fie este, acolo. Da, poate să fie o problemă asta, poate să fie și din punct de vedere fizic și psihic. După supraantrenamente și supraoboseală, oarecum poți să stagnezi, sau dacă faci mai multe antrenamente, chiar din contră, poți să te îngrași. Da. Plus de asta, când ești obosit și psihic, oarecum vine și îți spune cineva o frază sau spune ceva, oarecum nici nu mai înțelegi ce ai spus, trebuie să întrebi de două ori. Și ca să punctăm câteva simptomele aceste chestii, știu că oamenii nu mai prea au chef să se antreneze, e acea iritare, nu mai pot să doarmă bine, știi? Câteva simptome de supraantrenament importante. La supraantrenament sau în viața de zi cu zi în general? La supraantrenament mă refer acum, da. Asta se poate întâmpla. Se poate întâmpla și în culturism. Da. Ne apropiem de final. Haideți să tragem câteva concluzii la aceste discuții. Să reținem în primul rând faptul că sunt sportivi de culturism și de fitness, de un fel și de altfel. Sunt acei oameni care chiar vor să facă și își doresc și fac pentru sănătate și cei care vor doar să arate bine și să fie priviți de oameni în vreun fel. Da? Asta una. Sunt puține ea. Doi la mână. Oamenii pot percepe un pic mai diferit acest sportiv. Unii se pot uita la ei admirativ,
alții pot să gândească lucruri poate mai puțin plăcute, nu știu. Deci sunt niște preconcepții aici. Să nu uităm de riscul ăsta de a arăta bine cu orice preț și de a trece peste niște limite și de a câștiga bani cu orice preț, apropo de cazul acelui copil. Și cred că e important de reținut faptul că sportul ne poate ajuta și psihic și ne poate chiar schimba, transforma psihologic. Iar pentru un copil, spunea, e foarte important lucrul ăsta. Într-o frază de final, ce ai spune tinerilor care se apucă acum de acest sport? Spunem, astăzi merg prima oară la sală. Să vină astăzi. Să vină astăzi? Și femeilor care vor să facă sport, dar confundă fitness-ul cu partea de culturism, ce le-ai transmite? Să vină la sală să vadă că nu e așa. Ok, să vină să vadă. Asta în sensul, da, pentru că o să vadă prin antrenamente că trebuie să tragi poate luni de zile să dai un strat de țesut adipos jos și așa mai departe. Mulțumesc mult pentru și că am fost sincer și am putut vorbi despre subiectul ăsta poate un pic așa din altă perspectivă. Sper că v-ați simțit bine și sper ca cei care ne-au urmărit să fi câștigat ceva din discuția asta, câteva informații utile. Mulțumim! Urmează rubrica din finalul fiecare emisiuni, e acea rubrică specială în care am să încerc să răspund la întrebările telespectatorilor și să creăm un dialog așa ca între prieteni, ca între oameni de la egal la egal. Rămâneți cu noi! Suntem în rubrica de la finalul emisiunii în care o să avem un dialog cu telespectatorii. Avem la telefon un domn. Bună seara! Bună! Ne tutuim, e în regulă? Da, sigur. Ok, vreți să mă întrebați ceva? Să mă întreb ceva, scuze. Da. Am o întrebare legată de o problemă cu care mă confrunt ca și student. Așa. De ce este stresul atât de mare în sesiune, înainte de examene? Și mai ales ce aș putea face să reduc puțin stresul, indiferent dacă sunt pregătit sau nu pentru un examen? Încerc să răspund la întrebarea ta și să mă gândesc la câteva idei. Poți să-mi spui mai precis cum se manifestă stresul la tine înainte de examen? Ce simți atunci? Nu pot să dorm noaptea, mă gândesc doar la examen. Nu pot să fac altceva. Într-una mă gândesc la examen. Chiar dacă eu știu că e un simplu examen și m-am pregătit cât de ieși. Da. Deci ești așa foarte preocupat. Că, da. Știi, mi-amintești acum de sesiunile mele anterioare. Am așa niște flash-uri în timp ce vorbesc cu tine. De nopți nedormite. Da, undeva e familiară pentru toți studenții povestea asta. Deci nu e o chestie patologică, să spunem, știi? Mă gândesc, în primul rând, la un lucru pe care poate mulți îl intuiesc, dar nu știu dacă îl știm foarte precis. Știi, stresul e ca și colesterolul. Este un stres rău și un stres bun. Da. Stresul bun ne împinge cumva la performanță, adică e acel stres de care avem nevoie. Dacă nu ai emoții în fața unui examen, deloc nu e în regulă. Pentru că asta înseamnă că nu mai îți vine să înveți nimic, nu mai contează dacă îl pici sau îl iei. Pe de altă parte, atunci când treci de un punct, apare stresul ăsta rău, să zicem, în care devii foarte preocupat, aproape obsedat, nu trebuie neapărat să iau examenul, dacă nu iau nota cu tare o să fie dezastru. Încep să nu mai dorm, încep să tot număr cursurile, țin minte așa, mi-aduc aminte un coleg de-a meu care făcuse o glumă, spunea, uite, pot să țin teancul ăsta de cursuri la ureche și după cum fâșie, pot să-mi dau seama dacă lipsește unul. Știi? Adică chestia aia că le tot numeri, câte pagini sunt, câte... Și genul ăsta de stres e cel care ne dă probleme. Stresul ăsta rău, deci nu vreau să le confundăm. Foarte multă lume înțelege prin stres un lucru negativ. Nu neapărat stresul e un lucru negativ, depinde ce fel de stres. Asta una. Și doi la mână, probabil tu, sau mulți dintre cei care ne urmăresc, au această intuiție undeva a faptului că performanța crește cu efortul până la un punct. De exemplu, dacă învăți 14 ore pe zi, deși randamentul cu care învăț e de 20%, e mult mai rău decât dacă învăț 8 ore pe zi cu un randament de 95%. Deci nu întotdeauna mai mult înseamnă mai bine. Și asta nu doar pe performanța cu învățatul, ci pe orice lucru legat de viață. Adică e un punct optim în care e foarte important să știi să te oprești. Partea proastă e că foarte mulți din studenți, nu știu dacă e și cazul tău, poate ne spui, își planifică învățatul după numărul de cursuri. Astăzi trebuie să fac 5 cursuri. Ori dacă 5 cursuri îmi iau 20 de ore, atunci nu mă culc decât după 20 de ore. Asta mi se pare o mare greșeală. Ideea e să învățăm după numărul de ore în care putem funcționa. Indiferent câte cursuri fac, după 8 ore, 9 ore, spun stop. Și e foarte greu să fac asta când sunt îngrijorat. Dar dacă reușesc să spun stop și să o iau de la capăt a doua zi dimineața, e mult mai bine. Deci foarte important să-ți planifici în funcție de timp, nu în funcție de materia de la examen. Și încă ceva ce poate că are sens pentru tine e faptul că
Știi, de foarte multe ori ne reducem la performanța unui examen. Adică, dacă nu iau examenul ăsta, sunt un om de nimic, o să mă certe părinții, o să mă despart de prieteni, etc. Hai să nu uităm că e doar un examen, știi? Uh-huh. Un examen nu pune o etichetă pe fruntea unui om că e incompetent sau e inferior celorlalți, știi? Da. Tu, din ce spun, să spunem, ai așa câteva exemple sau câteva experiențe personale de genul ăsta? Adică, spre exemplu, ai avut această chestie de a învăța neapărat după numărul de pagini sau de cursuri, da, într-o zi? Da, mă gândeam că trebuie să termin o carte până a doua zi, ca apoi a doua zi să am timp să învăț la altceva sau... Da, știi cum se spune, că dacă ai examen mâine, înveți limba chineză într-o noapte, știi? Da. Nu? Da. Da. Se întâmplă de multe ori ca, după ce învăț, să am impresia că nu mai știu nimic înainte de examen, deși eu am învățat. Cred că se întâmplă la toată lumea. Așa e? Da, da, e un fel de senzație din asta de cap gol sau de vid, pe care, dar după ce, deseori după ce începe examenul, automat lucrurile încep să vină. Ai observat asta? Da, am observat. Așa, tu ești mai stresat la examenele scrise sau la cele orale? La cele orale. De ce? La cele orale, nu știu, la cele scrise scriu, mă pot gândi mai mult, la cele orale trebuie să zic pe loc, cu puțin timp de gândire. Și așa ai fost afectat dacă e o notă mai mică decât ți-ai propus sau dacă pici un examen, e ceva ce te apasă sau... Nu, și știu că e un simplu examen care se poate repeta și... Bun, asta mi se pare foarte ok asta, știi? Da. Pentru că cunosc mulți oameni, din păcate, care efectiv au încredere sau își dau o valoare mult mai mică în funcție de nota de la un examen, ceea ce mi se pare foarte, foarte, nu știu... dur, așa, critic, adică oamenii ăștia sunt foarte, foarte critici cu ei înșiși și asta e mare, mare păcat. Încă ceva, cred că e foarte important, vorbisem în această emisiune despre sport, dacă poți să îmbini puțin sportul cu învățatul, este absolut fenomenal, mai ales pentru un student care e tânăr și care poate să facă sport, știi? Da, mi-aduc aminte și în experiența mea, ori de câte ori puteam să, nu știu, merg puțin la sală sau să alerg, altfel învățam, știi? Da. Chiar fac asta și am observat că e mult mai bine. Da, și încă un lucru. Cred că e important să ai câteva ore pe zi în care efectiv să uiți că ești student și că ai examen. Știi, e chestia asta de a dormi cu cartea pe burtă, cum se spune, știi? Adică ideea e că din cele 24 de ore ale unei zile ai nevoie de măcar câteva ore în care să nu te mai gândești acolo. Știi, mulți zic, bun, o să ies cu prietenii la un suc sau la o bere după sesiune. Sesiunea durează, nu știu, o lună sau cât durează. Ceea ce mi se pare, adică ai nevoie să ieși poate la un suc și în sesiune, pentru că dacă stai toată ziua în casă închis și te gândești numai la examen, nu e în regulă, știi? Asta spun. Deci e un echilibru între relaxare și efort pe care uneori nu știm să-l găsim prea bine, știi? Da. Bine, mulțumesc tare mult de întrebări. Mulțumesc și eu, o seară plăcută. Sper să fi avut noi ce am spus pentru tine și să te fi putut ajuta. Mulțumesc mult, seară faină. Salut. La fel, la revedere. Încheiem aici emisiunea din această seară cu speranța că poate am reușit puțin să ne gândim mai mult la limita asta legată de preocuparea pentru cum arătăm. Până unde, să spunem, e în regulă să fim preocupați, orice om vrea să arate bine, e firesc. Și de unde încep problemele, de unde începe obsesia, de unde începe preocuparea asta exagerată, inclusiv prețul și riscurile pe care ni le asumăm făcând acest lucru. Eu vă mulțumesc că ați fost aici în această seară, vă spun noapte bună și vă reamintesc ca de fiecare dată să nu vă pierdeți speranța, pentru că nu sunteți singuri, iar câte vreme rămânem împreună, totul este posibil. Noapte bună! Neîncredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate, nesăbuire.